Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezint un nou joculeț care a fost lansat în urmă cu 3 zile, mai exact pe data de 20 august 2024. Joculețul se numește CyberCorp și îl găsiți ca și platformă pe Steam, acolo unde jocul este vreo 13 euro. Acest joc a fost dezvoltat de către cei de la May Games și este inspirat de Ruiner și Destinity, cei care au creat acest joc. Jocul deține și un DLC care se numește Cyborg World Pack și asta înseamnă că o să-ți dea o extindere mai mare a jocului. Despre joc, developerii de mai spun că ești un luptător CyberCorp, iar sindicatele criminale au preluat controlul districtelor din Omni City, un megapolis de la marginea Europei de Vest, unde straturile diferite ale societății luptă pentru supraviețuire. Simțindu-se lipsa de putere, primarul face un pact cu puternica corporație militară privată, CyberCorp, în speranța de a învinge criminalitatea. Deci, practic, tu ești un jucător CyberCorp, iar în mâinile tale se află o tehnologie unică și periculoasă. Un exoschelet de luptă controlat de la distanță. Aici, în joc, ai o sumedenie de arme pe care le vei primi în funcție de fiecare misiune pe care o ai. La finalul misiunii vei primi un chest din care vei primi diferite arme, diferite accesorii pentru tine, în funcție de nivelul și de rangul pe care tu îl ai. Despre acest joc trebuie să mai știm un singur lucru, este un shooter privit de sus, adică felul de control al jocului este cu vedere de sus, în stilul jocurilor MOBA. Cei care sunteți pasionați de jocuri MOBA, cu siguranță veți fi pasionați și de acest joc. Am verificat și pe Steam toate recenziile care s-au postat, un număr de 64, toate recenziile au fost foarte pozitive. Ca și cerințe, jocul nu necesită niște cerințe ieșite din comun. Ai nevoie de un procesor și sisteme de operare pe 64 de biți. Windows-ul poate să fie folosit de la Windows 7 până la Windows 11, pe 64 de biți, iar ca și procesor recomandată este un i3, deci nu avem cerințe atât de mari, 1 giga de RAM, iar ca și placă video puteți să folosiți de la GeForce 1030 până la AMD RX 550, iar ca și spațiu de stocare jocul are 10 giga. Jocul se mișcă destul de bine, am făcut și eu câteva misiuni, e frumușel jocul, arată bine, nu are bug-uri, n-am găsit niciun bug, iar genul jocului este acțiune, aventură, RPG. După cum v-am mai spus, jocul a fost lansat pe data de 20 august, îl găsiți pe Steam, unde joculețul costă 13 euro. Acesta a fost și CyberCorp, joculețul pe care l-am prezentat astăzi. Eu am fost Cristi Cagula, până la următorul episod. Eu vă salut, toate cele bune!